M-am întors pe Dino Lake, de data asta sunt pe sectorul A. Chiar mi-era poftă să beau o cafea pe malul lacului. Am ales sectorul A datorită faptului că, neavând pădurea pe zona de răsărit a soarelui, apa se încălzește mult mai repede și peștele devine mult mai activ imediat după sezonul rece. M-a avut o mare surpriză în momentul când am ajuns pe lac, să observ că peștele este destul de activ, sare foarte mult, inclusiv pe standul 5 pe care m-am așezat. Iar abordarea va fi una extrem de simplă, pescuit cu două lansete, lacărlic doar boilesuri barefoot, iar nădirea prefer să o fac doar cu ajutorul bastonului de nădit, cu aceleași barefoot de căpșună de 20 mm. Voi petrece aproximativ două zile aici pe acest lac, iar speranța este să prind un număr cât mai mare de crapi săriți de 10 kg. Din câte știu, pe acest sector nici nu prea sunt foarte mulți crapi sub această greutate. Și atunci este locația perfectă pentru un început de sezon cu pești mulți, cu drill-uri frumoase. Iar pe lângă densitatea foarte bună de crap mare care ne oferă acest sector, avem și toate condițiile. Fiecare stand are o căsuță echipată cu două paturi, masă, scaune, lumină pe stand, standul este pietruit, accesul la apă este foarte ușor, avem pe stand găsim saltea de primire, saltea de cântărire, mincioc, deci practic bagajul pe care trebuie să-l aducem pe această locație este unul destul de mic, așa cum îmi place mie. Rămâneți până la final să vedem ce voi reuși să scot din această scurtă partidă pe acest lac minunat. De vedere al pescuitului a fost o zi extrem de liniștită, a fost o zi foarte călduroasă pentru perioada în care ne aflăm. A fost o zi cu vânt extrem de slab, a fost o zi în care crapii au preferat să sară, să se joace, să se încălzească decât să mănânce. Dar sunt convins că asta se va schimba odată cu lăsarea serii, iar pe timpul nopții crapii se vor lăsa pe substrat și cu siguranță vor căuta mâncare. Tot de asta îmi pregătesc câteva riguri am făcute pentru noapte. Am găsit o zonă interesată în partea dreaptă a standului, undeva spre standul 6. Este o zonă mai curată, este o zonă fără mâl.
Și acolo, cu ajutorul bastonului de gândire, am făcut un mic pad din cam jumătate de kilogram de boilers barefoot căpșună, același boilers care îl folosesc și la cărlig. Pentru timpul nopții, cam asta ar fi strategia, voi schimba lansetele cam la o oră jumătate, dacă nu voi avea trăsături, și voi continua să dau câte 10-15 boilers-uri la fiecare oră. Sectorul A are foarte mult pește, foarte mult crab mare, iar acum deja începe perioada când peștele începe să caute mâncare. Și atunci un kilogram de boilers automat că nu va fi suficient pentru toată noaptea. Dacă tot sunt la capitolul înădire, vreau să vă povestesc un pic despre ansamblul de înădire pe care îl folosesc. Deoarece am lansetele Prologic C-Series Compact, varianta de 3 metri cu 3,5 litri, pe care le folosesc și care sunt atât de dragi. Și pentru că lansetele Prologic C-Series de 3,90-3,5 litri sunt niște lansete cu un raport calitate-preț extraordinar, și pentru că am testat acest spod tot de la Prologic la sesiunea de casting care a organizat-o ca un mare pescar în această iarnă, lanseta de nădire am ales-o tot un Prologic C-Series. Este vorba de un spod de marker de la Prologic C-Series, varianta de 3,60 m cu un test de curbură de 5 libre. Este o lansetă cu care eu pot nădi fără nicio problemă la 120-130 de metri, repet, fără să mă forțez, fără să mă chinui foarte tare. Lanseta este capabilă de lansuri mai puternice, dar pentru mine este suficient. Chiar că este o variantă de 3,60 m, este o lansetă cu rezervă mare de putere, o lansetă pe care o simți că se încarcă extraordinar de bine în timpul înădirii. Chiar dacă folosesc spiderul mediu sau folosesc spiderul mare, lanseta nu dă semne de oboseală sau nu dă semne că este prea mult pentru ea. Pe lângă asta, vine echipată cu inele Minima, inelele fără pastilă ceramică, ca toată seria C-Series. Talonul este destul de lung, distanța între mulinetă și mâner, pentru a putea face o pârghie foarte ok în lansare, iar în partea terminală a mânerului este îmbrăcat într-un material antiderapant și mai mult de atât are un nob proeminent pe spate, tocmai pentru a apuca bine lanseta în înădire și a nu o scăpa. Ca mulinetă, momentan am echipat spodul cu un Daiwa M-Cast. Urmează să-l echipez cu o Daiwa Crosscast Spod, varianta de 4500. O mulinetă care cu siguranță mă va ajuta să câștig metri buni în lansare. Iar acum, ca să vă explic și de ce nădesc cu racheta la începutul lunii aprilie, în partea stângă, pe din Olake, aici, pe sectorul ăsta, nurile sunt foarte largi, sunt foarte, foarte spațioase. Toată perioada zilei am pescuit în plăcuța spre standul 6, iar acum m-am hotărât să fac pentru la noapte un pad de nadă pe plăcuța standului 5, între 4 și 5, dar un pad de nadă restrâns, un pad de nadă format din micropelete de 2, 4,5 și 6 mm. 6-7 rachete date cât se poate de punctual, compact acolo. Cu siguranță la noapte voi aborda cu o lansetă, eventual cu un boilers fishmeal la cărlig, acel pad de nadă. Iar cu a doua lansetă voi pescui în continuare spre standul 6, spre limita dintre standuri, unde am făcut un pad de nadă
nu foarte generos, din boile sur Barefoot, căpșună de 20 de mm. Acum, optimismul e mare, speranța e mare, știu că pește există mult aici, l-am văzut sărind. Nu că să fiu atât de ghinionist să am prima lampă pe dinolic, exclus așa ceva. O gândim un pic, o muncim un pic și cu siguranță rezultatele vor veni. Dacă avem încredere în ceea ce facem și ceea ce folosim, cu siguranță ne va ajuta foarte mult să atingem scopul partidului. Probabil ați remarcat că la recuperare țin vârful lansetei spre apă. Am constatat că astfel, ținând lanseta și firul culcat pe apă, racheta Spider practic nu mai țopăie pe apă datorită vitezei mari de recuperare și vine, practic glisează foarte, foarte bine pe apă și se recuperează mult mai simplu, fără a mai exista riscul de a intra sub apă, de a se încurca sau de a intra în firele lansetei. Încercați și voi un astfel de recuperare pe spod, s-ar putea să vă aducă aceleași rezultate. Acolo sare, până și acolo sare. Dar eu îl aștept pregătit pentru la noapte, când o să-i se facă poftă de mâncare. Hai băieții, hai la bine, hai băieții, hai. Alo? Hai, pui. Hai, pui. Primul pește al partidei, un superb crab sărit de 10 kg, un pește bătăios, un pește care a venit exact când mă așteptam cel mai mult să vină, în momentul când soarele apune și crapii se lasă pe substrat în căutarea hranei. Mulțumesc, prietene, știam că nu mă dezamăgești.
când te joci și vrei să și filmezi, să faci și drill-ul, se mai întâmplă și de-astea. Oricum era un ciortan mic. Mic. 5 kg. Aici putea să fie un pește, dar eu m-am jucat cu camera și s-a dus. Vine altul. E o vorbă, că nu e mare de al nostru. Stai, e, cred că unul dintre puținii ciortani care au rămas pe sectorul ăla. Bravo, mulțumesc. Se pare că se întâmplă exact ceea ce am bănuit. Cât a fost cald, soare frumos, crapii erau în coloana apei și se încălzeau. Cum s-a lăsat noaptea, aceștia au coborât pe substrat și au început să mănânce. Cam asta înseamnă să ai încredere în strategie, să ai încredere în nada folosită. Până la urmă, rezultatele vor veni.
În afară de primul pește al partidei care a venit din extremitatea dreaptă a standului spre A6, următoarele trăsături după lăsarea nopții au venit exact de pe patul de nadă făcut înspre A4. Deci alegerea de a da câteva rachete cu pelete a fost inspirată practic în momentul când s-a întunecat și peștele s-a lăsat pe substrat și a început să caute hrană pe plăcuța cu 5, unde am nădit cu racheta și unde după fiecare trăsătură am dat undeva la 15-20 de boilers-uri, a rămas o zonă fierbinte, o zonă care mi-aduce în permanență trăsături. Într-adevăr, nu sunt crapi de detalii foarte mari așa cum îmi doream, dar sunt foarte nervoși, asta vă pot spune. Superb, mic, dar frumos. Totdeauna dar ăla nici prea mare, nici prea mic, nici tânăr, nici bătrân, nici urât, nici frumos, nici cu soț, nici fără soț. Unde e domnul ăla? De ce nu vine ăla, bă, băiatule? Bună dimineața! După o noapte agitată în care trăsăturile parcă au fost programate din oră în oră, a venit momentul să-mi beau cafeluța. Am avut câțiva ciortani de 6-7 kg prinși azi noapte, dar din păcate nimic peste 10 kg. Pe lângă toate acestea, astăzi pronunța meteo spune că va fi norat, vor fi șanse mai mari de ploaie. Vântul deja bate de dimineață, de la ora 6 și un sfert. Asta s-ar putea să fie în favoarea mea, pentru că nemai fiind condițiile de ieri, soare cald, apă liniștită și crapii să stea în partea superioară a apei, sunt convins că astăzi vor sta mai mult pe substrat. Voi termina de băut cafeaua, voi mai aștepta vreo jumătate de oră, o oră, după care voi da iară câteva rachete pe plăcuța dinspre standul 4, de unde și am avut cele mai multe trăsături. Și sper că și astăzi mă voi distra cu câțiva ciortani. Sunt convins că dacă vremea va fi total diferită față de ieri și comportamentul crapilor se va schimba.
Cam asta a fost prima partidă de pescuit la crape Dino Lake din acest an. Aș mai fi putut să stau încă vreo 2-3 ore, dar din păcate se apropie o furtună, o ploaie, ceva se schimbă, se strică vremea de tot și n-are rost să mă chinui să strâng echipamentul pe ploaie pentru 3 ore de pescuit. Așa cum speram în această perioadă când, de fapt așa cum așteptam această perioadă când este cald și apa este liniștită, crapii se ridică în coloana de apă pentru a se încălzi, pentru a se juca, pentru a se dezmorți. Iar noaptea, în momentul când soarele dispare și nu mai încălzește atât apa, acesta se lasă pe substrat și începe să se hrănească. De asta este foarte important să avem un mic pad de nadă făcut, preferabil din particule mici, chestii care le poate digera un pic mai ușor. Și alegerea boilers-urilor barefoot în această perioadă consider că este cea mai bună alegere. Am încercat, mai ales pe timpul nopții, și pe un boilers fishmeal, dar nu am avut absolut nicio prezentare. În schimb, la boilers-urile barefoot cu aromă de căpșună am avut toate prezentările, chiar dacă nu au fost crap de peste 15 kg, așa cum, de ce să nu fiu sincer, mă așteptam. Până data viitoare, rămâneți cu bine, mă duc să-mi strâng bagajul, bat un vânt rece. Parcă am venit vara la pescuit și acum plec toamna, s-a schimbat vremea total. Rămâneți cu bine, pe data viitoare, pa!